Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș, împreună cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne, au pus în aplicare prevederile Ordonanței Militare numărul 2 prin instituirea punctelor de verificare a respectării măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19. Prevederilor Ordonanței Militare numărul 2, începând cu data de 23 martie, ora 22, au intrat în vigoare anumite măsuri de restricție a circulației persoanelor, respectiv, în intervalul orar 06-22, se recomandă circulația persoanelor în afara locuinței doar pentru următoarele motive. Deplasarea în interes profesional de acasă către locul de muncă și înapoi, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale. Deplasarea pentru asistență medicală, în condițiile în care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, pentru motive justificate, precum îngrijirea, însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie, precum și pentru deplasări scurte în apropierea locuinței, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie domestice. De asemenea, în intervalul 22-06, circulația persoanelor în afara locuinței este permisă numai pentru motivele prezentate anterior. La cererea personalului autorităților abilitate, pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator. De asemenea, pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, cetățenii sunt obligați să prezinte o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Aceasta trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura. Pentru nerespectarea prevederilor legale, sancțiunile contravenționale sunt între 100 și 5.000 de lei pentru persoanele fizice și între 1.000 de lei și 70.000 de lei pentru persoanele juridice. Să rămâneți în casă și să evitați activitățile care vă pot expune. Fiți responsabili! Vă rugăm, rămâneți în casă pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur.